Căsătorită cu trei frați, moartea a trei surori reflectă violența legată de zestre. Acestea erau abuzate în mod constant de soții și rudele lor. Copiii zăceau de asemenea inerți, iar celelalte două surori erau însărcinate. Conform alefnews.ro, după zile de dispariție, cele trei surori au fost găsite fără viață într-o fântână din India, relatează El Mundo. Căsătorite cu trei frați, moartea lor reflectă violența legată de zestre, o practică ilegală, dar înrădăcinată. Înainte de a muri, victimele au lăsat un mesaj în care dădeau vina pe familiile soților lor, cu care aveau o dispută din cauza sumelor mari de bani pe care mulți părinți indieni le plătesc adesea pentru a-și căsători fiicele. Vom muri împreună pentru că este mai bine așa decât să murim în fiecare zi. Cele trei surori în vârstă de 27, 22 și respectiv 20 de ani au fost găsite luna trecută în Dudu, un sat din vestul regiunii, unde locuiau în aceeași casă, fiind în mod constant abuzate de soții și rudele lor, a declarat familia. Corpurile lor nu erau singure, cei doi copii, un băiat de 4 ani și un bebeluș de 4 săptămâni, zăceau de asemenea inerți. Celelalte două surori erau însărcinate. Cu puțin timp înainte de a muri, cea mai tânără a trimis un mesaj pe WhatsApp acuzător. Socrii noștri sunt în spatele celor 5 decese ale noastre. Nu vrem să murim, dar moartea este mai bună decât abuzul. Vom muri împreună pentru că este mai bine decât să murim în fiecare zi, relatează alefnews.ro.